Forțele de ordine anunță că vor fi la datorie în acest sfârșit de săptămână la Drobeta Turnu Severin, unde are loc Festivalul Mustului și Pastramei. Polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști locali se vor afla pe promenada Crișan și în zonele aglomerate pentru ca evenimentele să se desfășoare în liniște și legalitate. În acest weekend, pe promenada Crișan din Drobeta Turnu Severin, se va desfășura Festivalul Mustului și Pastramei. Forțele de ordine vor fi la datorie în aceste zile pentru ca evenimentul să se desfășoare într-un climat normal. Pentru prevenirea faptelor antisociale și intervenția la evenimente, în această perioadă sunt organizate zilnic patrule de siguranță publică, atât pedestre cât și auto. Menționăm că se va acorda o atenție deosebită combaterii traficului și consumului de substanțe interzise, motiv pentru care în zona de desfășurare a spectacolelor vor fi desfășurate și acțiuni de informare cu scopul de a preveni eventuale situații negative care pot perturba ordinea și liniștea publică. Polițiștii vor urmări prevenirea și combaterea furturilor din buzunare și genți, din auto, depistarea persoanelor care poartă asupra lor obiecte contundente ce pot afecta integritatea fizică a persoanelor prezente, depistarea persoanelor urmărite conform procedurilor, dar și fluidizarea optimă a circulației. Pe lângă poliție și jandarmerie, efective în teren vor avea și Inspectoratul Județean pentru situații de urgență, dar și Poliția Locală Drobeta Turnu Severin. Un efectiv de peste 24 de polițiști locali care vor asigura măsuri de menținere a ordinii și siguranței publice în zona de desfășurare a evenimentului, activități de fluidizare a traficului rutier în zona limitrofă, precum și activități de verificare și control în limita competențelor legale a agenților economici participanți. Misiunile polițiștilor locali au în vedere asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, buna desfășurare a manifestărilor ocazionate de acest eveniment, prevenirea și combaterea oricăror fapte care pot duce la tulburarea ordinii publice, încălcarea normelor de conviețuire socială, precum și depistarea, identificarea și dispunerea măsurilor legale împotriva celor care comit astfel de fapte antisociale. În vederea menținerii climatului de normalitate, în perimetrul alocat festivalului va fi dislocat în fiecare zi un echipaj de pompieri care va încadra o auto specială de stingere, pregătit să asigure la locul desfășurării evenimentului măsurile de supraveghere privind prevenirea și stingerea incendiilor, dar și de acordare a primului ajutor calificat. Pentru a preîntâmpina situațiile nedorite, cetățenii, organizatorii și operatorii economici sunt rugați să respecte pe întreaga durată a festivalului următoarele măsuri. Să nu folosească surse de foc deschis în apropierea materialelor combustibile. Personalul angajat va fi instruit corespunzător pentru a supraveghea și, după caz, pentru a fi în măsură să intervină în caz de necesitate cu mijloacele de primă intervenție din dotare. Festivalul Mustului și Pastramei va dura 3 zile și sunt așteptați să participe 10.000 de oameni dornici să se distreze.